Oameni buni, bine v-am regăsit la Azi în Brașov. Gata cu campania, gata cu alegerile. Sper și sperăm să fie gata, sperăm să fi terminat odată, pentru că sunt multe lucruri despre care aș vrea să discutăm, care se întâmplă în Brașov, multe lucruri importante, nu că alegerile n-ar fi fost, Doamne ferește, au fost, dar cred că e timpul să mergem mai departe și să vedem un pic despre ceva ce cred că nu există om care să nu aibă cumva o legătură cu zona asta, sper eu, adică vorbim despre învățământ. Astăzi vom discuta cu domnul profesor Ovidiu Tripșa, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Bine ați revenit la Azi în Brașov. Bună ziua și bine v-am regăsit. Multe lucruri am pe tapet aici, dar aș începe cu partea asta de târga liceelor, pentru că până la urmă, imediat acum, dacă nu mă înșel, la finele acestei luni, sunt examenele pentru accedere în clasa a noua, în partea de licee. Știu că târgul liceelor cade fiecare dată în ultimii ani de zile de când se organizează. A fost așa, totuși, parcă de la an la an mai special. Da, evenimentul intitulat Târgul Liceelor și prezentarea de către acestea ofertei școlare, oferte educaționale pe clase, specializări, formațiuni de studii, a avut loc în perioada 17-18 mai. Ca și anul trecut l-am organizat la Institutul de Cercetare al Universității Transilvania, cu care colaborăm în condiții foarte bune, spațiul este generos, colegiile, școlile, liceele au avut standuri de prezentare, astfel încât cei interesați, absolvenți de clasa 8 în general, au putut pune întrebările de interes pe profil, filieră, specializare a claselor pe care școlile din Brașov, din județul Brașov, le oferă la admiterea în clasa 9. Referindu-ne aici și la învățământul dual, învățământ profesional, tehnic, vocațional, colegiile de cultură generală, teoretice, toate au fost prezente, în afară de liceul bărbat din Victoria și Vijolii din Făgăraș. Un eveniment reușit, ca și anul trecut, spuneam, ca și fiecare an, un eveniment de tradiție la nivelul județului Brașov, și sperăm să continue în același trend, așa cum spunea și dumneavoastră, cu prezențe cât mai benefice pentru colegi. Au fost câteva workshop-uri cumva de consiliere în alegerea specializării sau a profesiei, iarăși de bun augur pentru copii, în afară de ce fac ei în școlile de proveniență, alături de consilierii educativi din școli. Prezența a fost și cu părinți, din ceea ce știu, vin, pun întrebări și eventual pentru școlile, colegiile care organizează admitere și pentru clasa a 5-a. Are loc un schimb de informații, încă o dată zic, benefic pentru toate părțile. Rezultatele simulărilor la evaluarea națională și bacalaureat. Avem motive de bucurie sau... Ca în fiecare an, părerea mea, aceste simulări dau un nivel de așteptare sau pregătesc un nivel de așteptare sau dau o notă asupra ceea ce ar mai trebui, fie recapitulat, fie insistat, fie aprofundat, fie fixat, astfel încât elevul să fie într-o formă cât mai bună, în varianta lui cea mai bună atunci când va susține examenul de bacalaureat. Noutatea în acest an, atât la simulare, fie de valoare națională, fie bacalaureat, la fel cum va fi și la examenul propriu-zis, este această corectură online, o corectură digitalizată în care lucrările trebuie să fie scanate, încărcate pe platformă, de unde profesorii corectori din toată țara vor primi, prin distribuire, evident, aleatorie, un număr de lucrări. Cu bordereu electronic, din câte am înțeles, spre deosebire de faza de simulare,
Platforma a mai avut câteva upgradări sau câteva perfecționări, astfel încât, în cazul în care la un subiect de tip grilă, evident, acolo nu e loc de interpretare și poate să fie un punctaj maxim sau zero, în cazul în care un evaluator a evaluat greșit din diverse motive și nu a acordat punctajul maxim, răspunsul fiind corect, el va fi atenționat astfel încât să reverifice sau celălalt poate acorda greșit astfel încât punctajul să fie cel corect în cele din urmă și să nu mai auzim de 6 corecturi, 4 corecturi a unei lucrări. Deci lucrurile s-au mai îmbunătățit și sperăm că aceste erori umane să fie din ce în ce mai puține sau, mă rog, ideal ar fi să fie deloc. Asta înseamnă și mai multă rapiditate în procesul ăsta, că teoretic așa ar trebui să... Oarecum da, oarecum da, pentru că a fost, este eludată partea de birocrație, de întocmirea borderourilor, semnare, redactare, din cauza oboselii, după o zi sau două de corectură apare oboseala la redactare, pot apărea și alte greșeli, le-am mai menționat în diverse întâlniri. Și atunci, fiind totul computerizat, totul înregistrat, se generează automat aceste bordereouri, nota este înscrisă pe lucrare, nota este înscrisă în catalogul electronic și atunci e mult mai rapid acest proces. Nu înțeles. La nivel de, exact cum ați spus, că e o practică, mă rog, simulare, că despre asta e vorba, considerați că greutatea subiectelor, pentru că aici eu am încercat să iau niște teme pe care le-am găsit pe grupurile de discuții, care păreau că sunt mai reale, cumva că sunt și teme false, după părerea mea. Greutatea subiectelor în sensul ăsta față de anii trecuți se va merge oarecum în aceeași idee, ce credeți? Sau sunt unii care ar vrea să se dea mai greu ca să existe o triere, alții care spun că dacă se dau mai greu nu o să mai ia mai nimeni peste 5 și așa mai departe. Dacă vorbim despre evaluarea națională, aici nota de 5 e o notă prag ca mentalitate. Noi nu putem spune că am promovat sau nu am promovat evaluarea națională, distribuția la licee, pe locuri, se face în ordinea mediilor, neexistând un prag de intrare la liceu, cursuri de zi sau profesională sau dual, acolo sunt alte criterii de admitere. Este adevărat că sunt colegi care mi-au spus, domnule, totuși trebuie făcut o diferențiere, o clasificare, nu neapărat acum, să zic, în niște tranșe de medii. Acestea, teoretic, din științele educației, ele s-ar face în funcție de itemii pe care am alege, astfel încât maximul, dacă e să facem referire la curba lui Gauss, ar avea o deplasare spre nota maximă sau spre o notă mai mică. Dar dacă distribuția este una de tip Gauss, înseamnă că construcția testului este una bună. Problema este, încă o dată spun, centrarea acelei note maxime, spre cine ne îndreptăm, astfel încât ierarhia copiilor să fie cât mai obiectivă. Acum că avem, vorbim și în cazul admiterii la facultate, avem un item 2 sau 3 care să facă diferența, adică un pic cu un grad de dificultate mai mare, cu o finețe de construcție mai mare și facem o diferențiere pe 2-3 item sau 2-3 cerințe suplimentare, asta depinde de cel care construiește testul în sine, în mare. Deci, încă o dată spun, ideea ar fi ca ierarhizarea să fie cât mai obiectivă. În privința bacalaureatului, acolo e problema acelei medii de 6, da? Media notelor trebuie să fie peste 6. Competențele în calendarul oficial susținute, înscrierea la probele scrise și obținerea mediei 6, încă o dată spun. Acum au fost câteva discuții și în calitate de profesor de fizică să spunem că la simulare notele au fost ceva mai mici. Copiii au fost surprinși de poate formularea unor item sau de chiar gradul de dificultate pe un anumit capitol din fizică, dar vorbim și poate în general și despre alte materii. Cu siguranță lucrurile acestea s-au mai lucrat la clasă, s-au mai perfecționat. Ca atare încercăm, o să vedem rezultatele în final de bacalaureat. Acum, ceea ce aș dori să spun, la nivelul județului Brașov, pentru că oarecum se împlinesc și la mine 4 ani de mandat,
Și am prins toată această, să zic, construcția rețelei școlare, acordarea numărului de locuri, etc. În 2020 am prins aici prima admitere la licee, la clasele de liceu. Și din ceea ce mi-aduc aminte, în municipiul Brașov, începând cu anul 2020, la liceele, cursuri de zi, nu au mai fost admiși cu medii de admitere sau în fiecare an cum s-a construit această medie de admitere, sub 7,50. Și acum, cumva, aș pune presiune pe colegii directori, profesori, prin emisiunea dumneavoastră, să spun că, pe cale de consecință, sper că acei copii nu au scăzut acum sub media 6 pentru un bacalaureat care urmează să fie dat în vara aceasta, vorbind pentru un ciclu de 4 ani. Da. Și mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta, adică de ce să nu ne mândrim cu lucrul acesta? Ar fi normal, adică mi se pare perfect normal ăsta, dar fără doar și poate. Aș merge un pic la cei micuți acum, că întotdeauna știu că începe perioada asta, încep să auzi, înscrierea în clasa pregătitoare și încep tot felul de discuții stânga-dreapta, că vrea să-l ducă acolo, că școala aia nu-i bună, că așa mai departe. Cum stau lucrurile cu locurile, în primul rând, dacă sunt suficiente? Păi suntem obligați ca locurile să fie suficiente. Nu avem încotro. Totuși ne potignim într-o legislație care tocmai s-a schimbat, care legislație până acum prevedea ceva în sfârșit de anul acesta, spune că două locuri pot fi suplimentate de Inspectoratul Școlar și două locuri de minister în baza unor notificări de justificare sau note bine justificate, astfel încât să suplimenteze numărul de locuri în clasă. Părerea mea, și pe care am mai prezentat-o și cu alte ocazii, sunt județe, ca să nu vorbesc doar de Brașov, dar sunt județe, localități, municipiul Brașov, în care nu o să putem, ca să zic așa, respecta această lege, din mai multe motive. Și vă dau câteva exemple pe care le-am discutat cu colegii directori din municipiul Brașov. Încercăm să facem formațiuni conform legii, adică 22 de copii, asta însemnând la clasa pregătitoare, maxim 24 cu acordul nostru sau maxim 26 cu acordul Ministerului. Dacă facem media pe clasă și ajungem undeva la 27 sau 28 sau cineva îmi spunea acum chiar 29, în funcție de numărul de formațiuni, dacă am 4-5 formațiuni, înseamnă că din acel surplus pot să mai creez încă o formațiune. Și ce să vezi? Că nu avem spațiu în școală. Și ce să vezi? Că trebuie să învățăm în trei schimburi. Ministerul, știm prea bine, ne trage de urechi. Cum e aia trei Nu schimburi? e Adică bun. de ce să faci? Petiții, susținem calitatea. Nu vrem ore de 40 sau 45 de minute, vrem de 50. Și atunci trebuie să găsim un echilibru în acest sens. Echilibrul ăsta e greu de mulțumit, adică de găsit și mulțumit toată lumea. Sunt școlile, știm prea bine, supraaglomerate, zona Tractorul, zona Coresi. Sunt zone ceva mai relaxate, poate chiar și centru vechi sau zona spre Noua, unde îndeplinim toate aceste condiții. Și atunci avem școli precum 30, 13, 19, Titulescu chiar, deși acum Titulescu e mai mult liceu decât, dar au deja și învățământ primar, în care, de exemplu, la școlile 30-13 am suplimentat cu trei clase, trei formațiuni, școala 19 cu două formațiuni și așa mai departe, iar și sunt școli în care nu s-au realizat toate formațiunile. Dau exemplu școala 4. Erau programate două formațiuni, s-a realizat doar una. Și de asta spun, trebuie să găsim acest echilibru între. Acum, părinții vorbesc de școli bune sau școli mai puțin bune, ei se interesează chiar mai profund cine preia clasa pregătitoare, ce doamnă, ce domn, cum, în ce condiții, au un CV, e foarte bine întocmită alegerea. Dar încă o dată spun că copiii sunt dați la școli și părinții aleg școlile și în funcție de un flux al lor, spre serviciu, de la serviciu, cine îl duce, cine îl aduce, bunicul, când e liber. Sunt mulți factori care influențează alegerea unei școli. Da. În pandemie, mi-aduc aminte și tot timpul fac legătură cu situația, la un moment dat s-a pus problema carantinării Sâmpetrului. Și că toată lumea în Sâmpetru, o perioadă de 7 zile, nu știu cât era, în sfârșit.
fiind în Consiliul Prefectural, nu am fost de acord. În sfârșit, mi-am atras destule injurii. În sfârșit, eu mă gândeam la copii și ce să vezi, că o școală taman dintr-un cartier opus Sâmbetului mă suna să mă întrebe ce să facă cu copiii care nu ajung la școală. Zic, dar ce treabă aveți voi cu Sâmbetul? Păi avem foarte mulți copii în zgriștie Sâmbetul. Adică sunt niște anomalii și asta încerc să reglăm. Dacă tot am dat exemplu cu Sâmbetru, astăzi am discutat pentru clasele de preșcolar, de grădiniță. La Sâmpetru, vă dau exemplu, sunt 112 cereri pentru grupa mică. N-au spații, vor să amenajeze, au proiectat două grupe, hai să mai aprobăm două. Asta înseamnă personal, înseamnă buget, înseamnă legea bugetului. Deci sunt foarte multe probleme și cu delicatețe trebuie să le echilibrăm la nivel de județ, cel puțin. Că nu Da. ieși aduci copiii ăia, oricum părinții vor pune presiune pe grădinițele din Brașov ulterior dacă nu găsesc la Sâmpetru. M-am gândit că e bine să rămân acolo, ca să Și nu pe mai podul creăm niște lucruri. care face legătura cu Sâmpetru, ca să nu mai vorbim Asta zic, inclusiv, de doar dacă. 2-3 ani am și spus, domnule, câte formațiuni vreți la Ghimbav, Cristian, Sâmpetru, Corpul C, Școala 14, din Stupin și așa mai departe, aprobăm, dar stați acolo. Stați acolo, facem școală, totul e în regulă. Și cât de cât am reușit lucrul acesta să-l gestionăm. Și chiar mă uitam, mă rog, acum trecând zilele astea prin unele comune, am văzut niște școli sau grădinițe realizate la un standard de nota 10, ar spune. Adică Corect. chiar arată senzațional. Acum, nu știu cu cadrele didactice cum e treaba, poate ne spuneți un pic, dar la modul cum arată acolo, cum sunt dotate, mi s-a părut senzațional. Este deschis acest program național de redresare și reziliență cu niște bugete, cu niște ghiduri, cu primăriile care se implică, cu niște echipe care scriu niște proiecte și fac achiziții. La Budila, de exemplu, s-a realizat o grădiniță pe fonduri norvegiene, cred că în 5 iunie, că chiar oarecum discutam cu ei, în 5 iunie de ziua liberă au venit responsabilii norvegieni ca să vadă ce s-a realizat. Totul este la superlativ acolo, într-adevăr, și din punct de vedere al mijloacelor educative și a construcției. Noi, românii, ne mai poticnim, dacă doriți, intrăm în discuții. Adică dăm autorizația de construcție, aprobăm proiectul, facem și ne trezim la sfârșit, ISU, de exemplu, că totuși mai trebuia un gard cu vecinul ca să nu se propage focul, care înseamnă niște buget pentru Budila înseamnă ceva buget. Da, un buget mic, Norvegienii adică. au zis, gata, domnule, v-am dat cât v-am dat, cât să vă mai dăm pe încă un gard și așa mai departe. Adică, cumva, noi ne cam împiedicăm între ale noastre. Dar un lucru binevenit și grădinița va porni din toamnă cu încă 5 grupe. Cristianul, locație nouă, Ghimba, va avea o creșă și vom descongestiona școala de grădiniță, deci creșa și grădinița va avea o structură cu personalitate juridică, școala cu personalitate juridică. Deci, așa cum spuneați, niște spații foarte bune Am pentru văzut, da, și eu am spațiu văzut educativ. Prejmer, Vama Buzoiului, Prejmer, da. Hărman, iar am văzut. Da, sunt lucruri care se întâmplă și care într-adevăr arată într-un fel, e adevărat asta. Din Când punct de ai vedere văzut, a resursei umane, ca să continuăm asta vreau să vă ideea, întreb. nu ne plângem, nu ne lăudăm. Suntem iarăși într-un echilibru, așa, mergem un pic pe sârmă, încercăm să acoperim tot ce înseamnă post-didactic, pe partea cealaltă de personal auxiliar și nedidactic, fără de care, evident, nu ne putem desfășura activitatea. Acolo încercăm să mai ținem, încă o dată spun, pe numărul de posturi aprobate, pe bugetul aprobat, dar pe personalul didactic suntem într-un echilibru. Un mic deficit, spuneam în toamnă, la anumite specializări, fizică, chimie, un personal, să zic așa, cadre didactice spre vârsta de pensionare și atunci, pe perspectivă, ar trebui să vedem ce se întâmplă, cu ce putem face. Poate și motivul fiind greva din vara trecută, creșterea salariilor, deloc nesemnifică, adică foarte consistent această creștere a salariilor, încerc să cred că atrage personalul spre această zonă de ocupație.
personal tânăr, am vorbit de Budila și m-am întâlnit cu câteva doamne, domnișoare, educatoare, care își doreau chiar să funcționeze în aceste locații și mi-au spus și au recunoscut că da, și creșterea de salarii importantă. Fac acest lucru. Apoi condițiile. Dacă de primăria decontează naveta, mai sunt și alte facilități, poate after school după amiază, susținerea unor activități de către autoritatea locală, duc la atragerea personalului în aceste locații. Mâncare bio mai sănătoasă, mai multă liniște, parcă mai sunt și altele. Că... Da. Da. Mai în glumă, mai în serios. Bun, aș merge un pic către și către partea de performanță. Am văzut acum olimpiadele naționale desfășurate la Brașov, nu le-am văzut, ci am văzut știri despre ele, evident. Unele au fost deja, altele am înțeles că urmează. Am văzut, au fost licee, na, nu pot să-mi aduc aminte de Meșoată, că s-a absolvent vorba aia, niște rezultate bune acolo. Da, acum Brașov a găzduit trei olimpiade naționale, trei olimpiade mari naționale, Olimpiada Națională de Fizică, undeva la 460 de participanți elevi, Olimpiada Națională de Istorie, 350 de participanți și o Olimpiadă de Religie pentru seminariile teologice, ortodoxe, 120 de participanți din toată țara. Condițiile au fost bune și foarte bune, de cazare, transport, toate celelalte activități conexe pentru niște copii care excelează în domeniul lor. Din perspectiva rezultatelor la nivelul județului Brașov a elevilor participanți, că ați spus de Meșotă și chiar au făcut un eveniment, păstrează un eveniment ca tradiție de evidențiere a premianților la Olimpiadele Naționale, sunt copii și am identificat copii care au participat la patru sau urmează să participe la a patra Olimpiadă Națională. Sau au fost la trei olimpiade, două olimpiade cu medalii de bronz, de argint, premiu 2, premiu mențiune, locul 5 pe țară, adică niște rezultate de excepție. Sunt anul acesta au fost premiați și vor fi premiați în bani echipele premiate la concursul NASA de la Colegiul Național Andrei Șaguna. Inspectoratul a primit buget, urmează să direcționăm către Colegiul Șaguna și elevii vor fi premiați individual cu o sumă destul de consistentă pentru acest concurs internațional. Deci sunt concursuri și sunt activități în care județul Brașov se așează bine pe harta țării în ceea ce privește concursurile și olimpiadele școlare. Avem 4 minute și vreau să mergem un pic, mai am 3 subiecte, dacă în cap, dacă nu măcar 2, și anume calendarul examenelor naționale. Vreau să vorbim un pic, să ne spuneți 2-3 cuvinte despre evaluarea națională și despre bacalaureat, când sunt, cum se Da. înscriu copiii. Evaluarea națională, pe scurt, elevii clase 8 vor termina, finaliza cursurile în această săptămână. Vineri este ultima zi de curs al lor. Se vor înscrie pentru susținerea evaluării naționale, care va începe cu prima probă pe 25 iunie, e într-o zi de marți, este ziua de după ziua liberă de Rusalii. Atunci, urmând a se susține probele de română-matematică, respectiv cei în limbă maternă altă decât limba română. Pentru bacalaureat, elevii de clasa 12-a au absolvit școala săptămâna trecută, vineri a fost ultima zi de curs, vineri 7 iunie. Ei vor începe de luni, 17 iunie, cu susținerea competențelor lingvistice de limbă română. Apoi sunt competențele de limbă maternă și competențele digitale în aceeași săptămână, din 17 până în 21 iunie. Din data de 25 iunie vor începe competențele pentru limba modernă, cu câte 2 zile de probă pentru fiecare limbă maternă, elevul susținând o limbă sau echivalându-se această probă.
Respectiv, probele scrise pentru cei de clasa 12 vor începe în 1 iulie, luni, cu proba scrisă la limba și literatura română, pe 2 iunie proba obligatorie a profilului și pe 4 iulie proba la alegere din profilul absolvit. Iar pe 5 este limba maternă. Cam astea sunt zilele de probe. Le urez succes tuturor. Ca părinte sunt și eu implicat. Da. Cu emoții, la fel ca ei. V-aș mai fi întrebat și despre știri care circulă viral acum, dar nu vă mai întreb că e o discuție prea lungă și nu cred că putem să o tranșăm, să o tranșați, sau cred că nu poate fi tranșată, de fapt, într-un minut. Ziceți și vă zic eu dacă poate fi tranșată sau nu. Așa, de eternul video care apare cu acea absolventă de șef de promoție care spune... Da. Nu poate fi tranșată, e adevărat că e discutabil. Eu, în general, aceste teme virale le discut cu elevii să văd ce cred. Ce înțeleg ei din toată treaba asta. Ei, tot așa, poate din respect față de mine sau cine știe, nu spun chiar tot ce gândesc, spunea că e ușor exagerată povestea. Eu aș fi întrebat-o pe tânără mai concret. Deci așa la modul general, că trăim într-un sistem care ne minte, care ne spune, care nu știu ce, bun, e o teorie, dar hai să vedem în concret. Adică chiar nu găsim un model, un profesor, un diriginte, un director cu care să vorbești și să spui ce probleme ai, ce așteptări ai, cum vrei să decurgă, ce modificări putem face. Că asta trebuie să înțeleagă tinerii. Trăim într-un sistem, așa cum e el, educațional, cu niște legi bune, rele, și încercăm ca sistemul să funcționeze într-un fel coerent. Acum, nu știu ce, dacă mă pun eu ca profesor al domnișoarei, ce-i fi transmis eu ca să o învăț să mintă? Adică, nu știu, în sfârșit. De asta zic că nu poate fi tranșat, dar poate fi detaliat pe anumite componente, zic. Perfect. Domnule Tripșa, vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Succes și multă răbdare și mai ales că o să fie cald și știm foarte bine toate lucrurile astea. Dar o să fie bine. Dar până la urmă o să fie bine, exact, aia e. Mulțumesc. Bine. Și eu, mulțumesc. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Azi în Brașov. Să ne revedem cu bine data viitoare. La revedere!